La cea de-a 23-a ediție Indagra, produsul tradițional este promovat. Inclusiv ministrul agriculturii a poposit la standurile celor care aduc pe masa românilor cele mai bune bucate. Reprezentăm Federația Națională a Producătorilor de Produse Tradiționale. Suntem în jur de 60 de producători din toată țara, produse atestate românești. Avem în federație inclusiv producători cu produse înregistrate IGP și DOP. Produsele tradiționale sunt produse fără conservanți. Ceea ce gustați acum au ca și conservanți doar sarea și fumul. Sunt produsele cu care noi am crescut, domnul ministru. Nu? Cum vi se par, domnule ministru? Cum să nu? Deci sunt excepționale. Ați mai încerca încă o... Nu că mai încerc, o și fac. O și fac. Sunt mușchiulețe... Veți sprijini produsele tradiționale? Tot timpul. Tot timpul prin ceea ce facem, prin aceste târguri pentru promovarea lor, pentru susținerea lor, inclusiv prin autentificarea lor în minister, știindu-se că sunt produse tradiționale care sunt recunoscute și intră pe piață în mod organizat, cunoscându-se identitatea produsului, respectându-se compoziția și, într-o cuvânt, asigurându-se calitatea lui, în așa fel încât să nu fie probleme în spațiu comercial. Deci sunt produse foarte bune, garantate și gustoase. Când vor putea aceste produse să intre mai repede pe rafturile magazinelor? Păi da, intră, sunt pe rafturile. Să fie promovate. Sunt pe rafturile magazinelor și au intrat pe rafturile magazinelor. În fiecare zi se face ceva în plus. O să vedeți în lanțurile acestea de supermarketuri unde noi aducem producția indigenă, foarte multe produse care sunt recunoscute și care pot fi consumate și cumpărate și consumate de către populație. Dacă sunteți amabili să degustați cașcaveaua Doftanei, este produs 100% natural. De unde ați plecat cu ea? De la agronomie, de aici, din universitate. Aoleu, atâta de mult. Da, voi aveați o procedură anul trecut, nu știu... Se cumpără dacă... Nu se cumpără. Este numai că ați făcut voi. Avem un proiect la facultate, știu, la marketing, frumos. Iar noi promovăm. Da. Bravo și pentru asta o să mănânc. Pentru ca să-l promovați voi, că sunteți tineri și merită să fiți susținuți din toate punctele de vedere. Iar eu astăzi cu atâta pot să vă susțin, să răspund ofertei voastre. Mulțumim. Cu mare drag și vă doresc succes. Mulțumim. Și o părere? O părere. Vă place? Extraordinar de bun. Cum de alminteri sunt toate produsele românești. Mă numesc Miruna Ghilencea, sunt studentă la Facultatea de Management, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară și împreună cu colegii mei promovăm produsul nostru tradițional, suc de mere din localitatea Stănești, județul Argeș. De unde această inițiativă? Avem un proiect la disciplina marketing și împreună cu domnul profesor Frone, care ne-a inițiat în acest proiect, am decis să venim să promovăm produsul nostru aici la Indagra. Văd că deja vă plimbați printre invitați. Cum au primit cei prezenți acest suc de mere 100% natural? Da. Să știți că am avut un impact pozitiv și am fost foarte surprinși. Nu ne așteptam, oamenii deja ne-au întrebat de unde îl pot comercializa. Momentan nu se află pe piață produsul nostru pentru că am vrut să vedem care este impactul lui. Câți studenți sunt angrenați în acest proiect? Suntem pe mai multe echipe, dar în echipa mea sunt 11 împreună cu mine. Credeți că are șanse să meargă mai departe acest proiect? Da. Noi suntem încrezători și de ce nu, poate chiar o să facem această, adică o să ne deschidem noi propria afacere. Participăm la 12-a ediție la acest târg internațional de agricultură zootehnie și industrie alimentară Indagra București. Suntem mândri de organizarea care o găsim în fiecare an. Prin aceste târguri am participat, cum a spus, de 12 ani, în care am început să ne promovăm. A fost un prilegiu
pentru noi să putem participa la aceste târguri, să putem să ne promovăm produsele, să ne putem face cunoscut. Prin chestia asta, ne face cunoscut înseamnă că și consumatorul va ști când va cumpăra un produs românesc. Telemeaua de Imeș, Cașcavalul de Imeș, Urda sau alt produs procesat de noi, că banii vor rămâne în țară. În cazul contrar, dacă vor cumpăra produse de pe rafturi în supermarket traduse din afara țării, banii vor pleca dincolo și atunci copiii noștri când vor crește, la 18 ani nu vor avea locuri de muncă, vor merge slugi în străinătate. Vă rog frumos, consumați produse fabricate în România, luați-vă haine românești, mâncare românească, mașini românești și atunci banii vor rămâne în economia țării și copiii noștri vor avea de muncă în continuare la noi în țară. Până la urmă, românii, să spunem, înțeleg aceste mesaje? E foarte greu. Chiar a venit o doamnă acum câteva minute la noi la stand și m-a întrebat unde găsește telemeaua cu denumire, cu DOP, telemeaua DOP. Îi spun în supermarket, lui X, în Mega Image, pe Niușan, unde găsește telemeaua. Face, am fost peste tot, dar n-am găsit. El credea că e într-un borcan și are un DOP special deasupra. Nu știam ce înseamnă DOP. I-am spus, DOP nu înseamnă DOP. DOP înseamnă denumire de origine protejată. Și am explicat ce înseamnă aia. Păi, ca să produce un produs cu denumire de origine protejată, trebuie să-ți formezi o asociație pe minim 50 de km pătrați. Noi am format o asociație formată din 870 de producători, formată din 3 comune, Ibănești, Hodac și Gurghiu. Consumatorul tot timpul va ști că telemeaua de Ibănești va avea aceleași gusturi fizico-chimice și organoleptice. Nu se va colecta din alt areal și saramureara se face natural dintr-o fântână dintr-un stat vecin, de la Orșova. Toată trasabilitatea, cum am spus, de la furcă, de la ce mănâncă animalul până ce intră în contact cu consumatorul, este naturală. Nu, laptele conține doar cheac și saramură de Orșova. Văd că până la urmă toți cei care au trecut pragul acestui eveniment de la Indagra s-au oprit la dumneavoastră la stand, gustă. Care sunt impresiile? Sunt mândru și mă mândresc fiindcă cunosc foarte bine produsele noastre, consumatorul român. Au venit foarte mulți consumatori la standul nostru și ne-au lăudat că au cumpărat și din supermarket și din magazine produsele noastre și își păstrează aceeași calitate. E un lucru mare să vină cineva să spună că dumitale produci la un standard de calitate superior aceste produse tot timpul. A fost greu să pătrundeți în marile lanțuri de magazine? La început a fost mai greu, dar acum, odată ce suntem cunoscuți și știe consumatorul și supermarketurile românești, știu că producem produse de calitate superioară, naturale, 100%, e ușor să intri în ele și nu e o problemă pentru asta. Dacă respect și cantitățile care ți le dau ei, nu vara îi dai o tonă și iarna îi dai 100 de kilograme. Trebuie să respecti cantitatea și calitatea produsului în supermarketul respectiv și atunci consumatorul va merge și îl va căuta și va cere. Cum este piața acestor produse tradiționale românești în momentul de față? În momentul de față sunt două tipuri, așa zic. Produsele care sunt tradiționale și produsele care sunt manglite, care n-au nimic cu tradiționalul. Chiar acum câțiva ani era unul lângă mine și care vindea tradițional și când colo îmi explica la sfârșitul târgului cum să fac banii. Și a zis, bă, eu nu pot să fac așa ca dumitale. Eu îl colectez de la 1800 de producători. Avem 128 de angajați care trăiesc după noi și noi după ei. Deci nu putem să ne jucăm. Noi îl colectăm laptele, cum am spus, de la 1700-1800 de producători. Zilnic colectăm în jur de 5-60.000 de litri de lapte. Avem în jur de 5-6 tone de produs finit care noi trebuie să-l vindem ca să putem la 30 de zile să plătim laptele și angajații care avem în unitatea noastră de procesare și să creezi 128 de locuri de muncă în Ibănești cu oameni locali dintr-un sat și plus pe lângă asta încă 30 de sate din 1700 de producători care la sfârșitul lunii își iau banul. Salariu, pe laptele valorificat. Sunt producător de telemea de Sibiu și fac parte din asociația Telemeaua de Sibiu. Câte animale aveți în gospodărie și cum vă descurcați cu ele? Am 800 de oi care produc lapte. Eu mulg în tot timpul anului și fac telemeaua de Sibiu maturată. Vindem deocamdată telemea de Sibiu maturată. Prin ce este în evidență acest produs? Produsul este prin evidență pentru că este un produs numai din lapte de oaie și nu poate fi falsificat. Deci, pentru că este certificat de o instituție de certificare internațională. A fost greu până ați reușit să ajungeți la acest brand? A fost destul de greu, dar nu a fost imposibil. L-am putut face și mulțumim celor care ne-au ajutat, pentru că cu ajutorul lor am ajuns ca să facem acest brand care a fost al treilea din țară.
Ce v-a determinat să intrați în această asociație a producătorilor de telemea de Sibiu? În primul rând, în telemeaua de Sibiu se vindea în toată țara, numai ca denumire și se producea în toată România. Ea a venit undeva din zona noastră a Sibiului și noi ne-am adunat un grup de producători și am făcut acest brand. Am înțeles că sunteți membru al asociației, vreți să vă măriți numărul de membri, să fiți mult mai mulți, mult mai puternici, să aveți un cuvânt de spus? Da, noi ne dorim ca toți cei care fac parte de pe arealul județului Sibiu să se înscrie în această asociație și să producem cât mai multă telemea de Sibiu, pe care să o putem vinde în toată țara. Care sunt semnalele? Deocamdată documentația noastră este trimisă la Bruxelles și așteptăm să se întoarcă de acolo într-un mod favorabil, după care putem să înscriem absolut pe toți cei care fac parte din arealul județului Sibiu. Deci oamenii sunt interesați, vor să facă parte dintr-o asociație. Deci la ora actuală sunt foarte mulți interesanți, eventual să vedem ce se va întâmpla din primăvară, că noi trebuie să începem din primăvară, că pentru că laptele de oaie se mulge numai cam 6 luni pe an, cu mai puțin câteva excepții. Am văzut că ați gustat cum este telemea. E ok. Ați mai mâncat până acum telemea de Sibiu? Prima dată? Cum e gustul? Unic. Se face din lapte de oaie crud, tradițional, cum făceau bunicii și părinții noștri. Se pune în saramură, se pune la maturat, după o lună, două, brânza naturată. Știu că a existat un scandal în urma acestui produs cu ceva timp în urmă. Cum se prezintă situația în momentul de față? Scandalul, putem să zicem că a fost scandalul. Cineva ne-a contestat, putea să ne conteste, să ne facă contestații în perioada de opoziție, dar nu ne-a făcut după ce a trecut produsul, dar noi suntem în regulă, am respectat toate procedurile și mergem înainte. Acest produs este recunoscut la nivel european? Acum actele sunt la Bruxelles, n-am primit nicio respingere, așteptăm să fim atestați și în cadrul european. Telemeaua se face, totdeauna s-a făcut în județul Sibiu, oile care pasc în județul Sibiu. Până acum se vindea telemea de Sibiu, dacă mergeai în București, toată lumea vindea telemea de Sibiu. Nu știe nimeni ce era în telemeaua aceea. Am vrut să protejăm brandul de a nu dispărea, pentru că au început unii să facă falsuri, să bage lapte de vacă, de capră, să vândă altă brânză din Bulgaria și am vrut să putem proteja acest produs, să nu dispară calitatea lui. Vorbim de calitate, vorbim și de clienți, văd că deja au început să apară primii clienți, gustă. Cu drag, acum suntem la început și noi, vrem să ne facem publicitate, să ne mărim asociația, suntem 10 producători care suntem acum acreditați, autorizați, dar noi putem primi în continuare pe oricine dorește, cine îndeplinește caietul de sarcini și se află cu animalele în arealul județului Sibiu. Câte animale aveți în gospodărie? Eu personal am 1500 de oi. Țigaie. Iar ceilalți membri, dacă e să vorbim de numărul de capete de oi? Deci acum în jur de vreo 10-15 mii de oi. Puteți să asigurați tot fluxul de produse în magazine dacă sunt căutate? Deocamdată nu putem, dar de la anul vrem să ne mărim asociația și să facem față la cerere. Sunt ceilalți crescători de ovine interesați de această asociație ca laptele lor să fie procesat și până la urmă să contribuie la acest brand? Sunt interesați, mai ales acum după ce au văzut că au fost acreditați și protejați. Sunt mulți interesați, dar deocamdată nu îi putem înscrie până nu ne vine și acreditarea pe comunitatea europeană. După ce primim și de la Bruxelles protecție internațională, putem să primim în asociație pe oricine care deplinește caietul de sarcini și în arealul județului Sibiu cu animalele. Animalul trebuie să pască în județul Sibiu. Când ați început activitatea de crescător de ovine, de animale în primul rând? De vreo 4 ani m-am apucat de nebunia asta, să zic așa. Eu sunt din București, am avut o casă de vacanță la Comarnic. De 4 ani m-am apucat de animale. Acum am ajuns la 200 de oi, 30 și un pic de văcuțe. Am făcut asociația anul trecut, din necesitatea de a putea lua niște pășuni.
În prezent, în asociație, suntem 15 membri micuți și 2 membri mai mari. Avem 200 de hectare de pășune luată. Producem brânză de burduf, urdă, telemea, cașcavea. Aveți aici în spate un filmuleț al asociației noastre. Cum producem, ce facem noi? Văd că totul este în mod tradițional, cum se făcea pe timpul. Da, exact cum se făcea pe timpul. Din punctul meu de vedere, ce vedeți aici pe plasmă ar trebui să fie caietul de sarcini pentru produsul tradițional. Adică noi chiar producem tradițional. Oamenii apreciază acest lucru? Mulți apreciază acest lucru, mulți nu. Dar știți cum e, e normal ca părerile să fie împărțite, e normal să existe opinii, unele le luăm în considerare și încercăm să ne îmbunătățim produsul în funcție de cerința oamenilor, altele nu sunt de luat în calcul și tot așa. Le producem conform standardelor și normelor. Avem centru integrat de lapte cu inox, cu tot ce se cere. În schimb, noi produsele le producem acolo. Dacă nu le producem acolo, produsele nu ies tradițional. Am încercat, am luat mașină de tocat brânza electrică, dar se încălzește și brânza nu mai este același produs. Ambalăm produsele la vid, așa arată produsele noastre, sunt ambalate. Dar gustul e același. Dar gustul e același, gustul de demult, nu gustul de acum. Deci până la urmă românii se apleacă spre produsele tradiționale, vor să își amintească de gustul de brânză, de oaie vechi pe care l-au moștenit de la bunici, de la părinți. Exact. Românul caută gustul de demult, gustul știut de la bunica. Și eu tot așa am căutat, am găsit, băi, ăsta e gustul de la bunica, trebuie să facem chestia asta mai departe, să menținem tradiția, să zic așa. Cu desfacerea cum vă descurcați? Binișor, aș putea spune, ne descurcăm și cu desfacerea, am vândut din gură în gură, să zic așa. Știți cum e, un produs bun se vinde singur. Avem câteva pensiuni cu care colaborăm, la care ducem produse, clienții pensiunilor respective ne-au devenit și nouă clienți. Și un produs bun se vinde singur. Dacă ai o marfă bună și de calitate, se vinde. Credeți că statul în momentul de față sprijină producătorul autohton așa cum trebuie? Din punctul meu de vedere, nu. Ar trebui un pic să se îndrepte spre producătorul mic. Ușor, ușor, cel puțin la noi în zona acolo, producătorul mic a dispărut. A dispărut. Lipsa de subvențiilor, sprijinul cu plață de la 5 vaci în sus, pe cei cu 2-3 văcuțe i-au omorât. Deci ar trebui un pic să se îndrepte și spre producătorul mic, spre produsul tradițional. Și plus de asta, noi la munte avem un alt statut. Nu putem crește industrial. Este zona de munte, ar trebui, am înțeles că domnul Daia acum am văzut că fac ceva cu legea muntelui, să sperăm că o să o vedem într-o formă finală, aprobată și bună pentru toată lumea. Cum vedeți viitorul zootehniei românești, mai ales în zona muntelui? Eu sper să vină în sus, dar din păcate, cum zice un prieten al nostru din presă, e un pic pe contrasens. Deținem o fermă de mangalița, carmangerie și un punct de sacrificare, să ne sacrificăm porcii, unde facem produsele, după cum se vede aici, produs tradițional, fără nitriți, nitrați și alte prostii. Haideți să încercăm să gustăm împreună, că așa este cel mai corect. Da, 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 să nu ziceți că vădăm altceva, nu? Făcut din mangalița? Da, din mangalița. Are grăsime undeva la 20% și restul numai carne de mangaliță. Condimentele sunt condimente naturale. Se usucă? Da, se pun la uscat. Asta este un cârnăcior, este un cârnat subțire, puțin mai uscat. Este, după părerea mea, este mai bun, un pic mai uscat. Se mănâncă și crud? Da, nu trebuie preparat, nu trebuie nimic. Vedeți? Ce are în el? Sare? Condimente? Condimentele ce se pune, boia și piper și condimente naturale. Într-adevăr nu este grețos, poți să mănânci 2 kg și nu pățești nimic. Da, nicio problemă și este mult mai, mie mi se pare mult mai bun crud uscat așa, nu preparat și nu... Cu ce vă mai lăudați? Vitrina e destul de mare și foarte multe produse. Da, 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 uite să vă tai dintr-un... Acesta este pieptul de mangalița. Tăiați destul de fin. V-ați obișnuit? Și produsul. În
atunci nu are nevoie de sare sau de muștar, cum suntem învățați să mâncăm șunca. Este ținut la sare, toate fiind produse care le poți mânca așa, ele sunt ținute la sare, ținute la zvântat, la afumat, la copt, fiecare după cum, cârnații la afumat, ceafa, mușchi, pieptul, la copt, fiecare după procesul de preparare. Nu? Toate aceste produse le faceți în gospodărie? Da, la Dobunea, la Carmangerie. Și deci acolo lucrați? Acolo le lucrează și lucrează doar familia. Deci tot ce se găsește aici este făcut în familie, să spunem, e preparat acasă. Da. Doar de familie nu avem... Dar cum vă descurcați cu un număr destul de mare de porci? Păi acolo am doi băieți de mă ajută și cu forajele și cu astea și când îi tai, dar de restul vorbesc de preparare, de... Adică taică mea se ocupă cu afumarea, coptul, nu știu ce, eu cu maică mea la... Și mă ajută și prietena foarte mult la tocat, la cârnați, la... Adică taică meu, el se pricepe mult mai bine. Ai învățat? Dar totuși ai învățat să prepari? Da, adică... În ce te-ai specializat cel mai mult? Tăiatul, tranșatul, prepararea cârnaților, condimentare. La cârnați te pricep, deci orice ar fi, nu dai greș. Deci mă pricep la absolut tot, în afară de... Nu e vorba că nu mă pricep, dar nu mă ocup cu coptul și afumatul. În rest, le facem pe toate fiecare cum... În familie, cum apucăm. Adică cum fiecare cum are timp, cum... Dar mergeți după un rețetar anume, păstrați acest rețetar atunci când scoateți pe piață, presupun că un lot are un gust sau un lot al gust sau același gust îl întâlnim la... Rețeta noastră cu condimentele noastre, cantitățile noastre și condimentele făcute doar în casă, nu bag, de exemplu, sare nu știu de care sau sare fără nitriți, nitrați, sare naturală și condimentele noastre, adică toate loturile le fac la fel, nu astăzi facem un lot, mâine alt lot și rețeta este aceeași. Și procesul de copt și de afumat și de, adică nu am astăzi cârnați afumați foarte puțin, mâine am foarte afumați, să aibă gust diferit sau este aceeași rețetă. Cum primesc românii aceste produse? S-au obișnuit cu porcul Mangalița, cu produsele din porc Mangalița? Din ce în ce încep să obișnuiască cu gustul, adică observ foarte multă lume când vine și gustă, zice, mamă, ce bun e, mamă, ce... Într-adevăr, da. Mamă, ce bun e! Da, adică au deja o expresie foarte bună despre produs și despre... Dar încă a început să ia amploare, dar încă nu atât de mult. Adică toată lumea, și aici când vin și le spun, haideți domnule, se uită puțin și când ne zic, haideți domnule, că sunt produse tradiționale de la Dăbuleni, de Mangalița. Oh, Mangalița, adică încă au început să aibă o reacție la Mangalița asta. Acum sperăm să fie din ce în ce mai bine. Am gustat din brânză, am gustat din telemeaua de Sibiu, am gustat din porcul Mangalița, totul trebuie să se stingă cu o țuică pe măsură. Ne-am oprit la un stand unde țuica se prepară în... mod tradițional. Cum vă numiți? Bună ziua, mă numesc Șoarece Marius Cătălin, vin din județul Vâlcea și sunt producător atestat și fiscalizat pățuică și rachiuri din fructe naturale. Am văzut că deja am ajuns la standul dumneavoastră, m-ați întâmpinat cu un pahar, cu o țuică. De produs tradițional atestat pe 724, pe care vă rog să-l degustați. Și să spuneți dumneavoastră ce este aici. Ajunge? În primul rând, ce trebuie să urmărim la acest produs tradițional? Plecând de la culoare, plecând de la gust, de la miros, să exprime materia primă autohtonă românească în primul rând, pentru că produsul tradițional de aici provine. Distilarea urmează, iar acolo sunt secretele degustării. Și ce exprimă mărgelele ca să vadă în cameră care rămân aici. Eu aș vrea totuși să degustați ca să vedem ce este și după aceea să spuneți și dumneavoastră părerea. Să degustăm ca românii, noroc. Doamne ajută și multă sănătate și românii să mănânce și să bea numai produse românești ca și satul românesc să se ridice la nivelul european.